Bună seara, bună seara, dragii mei! Iată-mă cu un nou rezumat în urma unui live pe Facebook, așa cum v-am obișnuit, filmez și aici un filmuleț pentru YouTube și Instagram. Ca să știți ce am vorbit pe acolo. Păi, am vorbit în primul rând despre cum manifestăm noi viața pe care vrem să o trăim. Și cumva am recomandat această carte despre care vorbesc de vreo 4 ani încoace. Am citit cartea asta în 2019. Este stufoasă, dar este absolut minunată. Opere complete de Neville Goddard. Aici sunt explicate lucrurile într-o altă manieră. Cumva este explicată Biblia despre Crăciun, despre cei 12 apostoli, despre nașterea Mântuitorului, despre Mântuitor, dintr-o altă perspectivă, nu religios, nu așa ca povestea pe care o știm cu toții și care, să zic, ne-a fost băgat așa pe gât. Și vă recomand cartea asta dacă sunteți pregătiți să înțelegeți și mai în profunzime cum, cât de puternic ești și cum să-ți manifesti viața pe care cu adevărat simți că vrei să o manifesti, ceea ce te cheamă cu adevărat, ceea ce ești tu, conștiința pură, da? Vorbeam despre faptul că este greu să îți asumi faptul că ești Dumnezeul realității tale. Dumnezeu a creat conștiința asta din care noi suntem parte, a creat totul. Dar tu ești creatorul realității tale. Tu te-ai născut în această lume, te-ai născut în același timp într-o matrice creată de alții, pe care tu ai luat-o de bună, da? Dar e datoria ta să te trezești și să începi să trăiești conform regulilor tale. Sunt foarte mulți oameni care se trezesc și când își dau seama câtă responsabilitate vine la pachet cu treaba asta, preferă să se ducă înapoi să mai doarmă puțin. Din păcate, nu mai poți să faci asta. Nu te poți întoarce să dormi printre cei adormiți dacă tu ai înțeles ce se întâmplă. Dacă te-ai trezit, deja ești responsabil să devii un exemplu și să-i trezești și pe ceilalți. Așa funcționează. N-ai cum să te prefaci că dormi. N-ai cum. Pentru că odată ce ai înțeles, deja asta vine la pachet cu responsabilitate. Și da, normal că e greu, mai ales la început. Este foarte ușor să stai în pat, să mănânci semințe și să dai vina pe familie, pe sistem, pe politicieni, pe țara în care te-ai născut, și toată lumea îi dă vina mai puțin tu. Și e ușor să stai acolo și doar să dai vina pe toți și să spui nu e la mine, ei sunt de vină. Dacă mă nășteam într-o familie nu știu de care, dacă eram într-o țară mai evoluată, dacă arătam și eu ca nu știu cine, dacă... În momentul în care te-ai trezit, devii responsabil de toate aceste scuze și de toată această, să zic așa, zonă de confort în care ai trăit și începi să te uiți atent, înțelegi că tu ești creatorul realității tale și că tot ceea ce vezi și experimentezi și trăiești în viața ta este creat în exclusivitate de tine. Viața pe care o ai, felul în care arăți, este creat de tine. Nu ai cui să te plângi, nu ai cum să te plângi atâta timp cât tu ești la butoane. Trăiești acolo unde ți-ai ales să trăiești, muncești ce ți-ai ales să muncești, arăți cum te ocupi de tine. Dacă tu ești cel care e atent ce mănâncă, tu ești cel care e atent ce scoate pe gură, tu ești cel care e atent ce oameni ține pe lângă el, tu ești cel care și-a ales casa în care trăiești, tu ai ales tot, tu ai creat tot, n-ai pe cine să dai vina. Trebuie să-ți bagi asta în cap și să începi să-ți asumi responsabilitatea pentru viața pe care o trăiești. Și nu să ridici din umăr, meri.
dacă nu ești acolo unde vrei să fii, măcar, băi, acceptă, băi, sunt leneș, nu mă ocup, sunt mai slab, încă lucrez cu mine, lucrez încet. Dar nu ai o scuză, da? Pentru că faptul că te-ai născut într-o familie în care ai tăi să zică nu prea citeau, nu prea mai ai o scuză acum, pentru că ai internetul cu o grămadă de informații, ai cărți, poți să începi să te autoeduci, să afli cine ești tu, să afli cât de puternic ești, să afli cum să te vindeci, cum să-ți vindeci traumele, cum să devii conștient de tine, de mintea ta, de emoțiile tale, cum să te vindeci emoțional. Deci, cum să te ocupi de corpul tău, cum să faci mișcare, ce să mănânci, ai totul la dispoziție. Este doar alegerea ta cum faci asta, când, cu ce viteză și dacă îți dai voie sau nu, dacă îți dorești asta sau nu. Nu e suficient să zici vreau să mă schimb, dar să nu faci nimic în acest sens. Că așa toată lumea vrea să trăiască o viață de vis, toată lumea vrea să trăiască în raiul lor pe pământ. Vrem, dar nu facem nimic către asta. Cumva a venit momentul să înțelegem că trezirea asta vine la pachet cu responsabilitate și da, este greu începutul, dar și când ai plecat la drum și ai început să-ți asumi asta și ai început să te ocupi cu adevărat de tine și ai început să te asculți și ai început să faci curățenie pe lângă tine și ai început să te uiți la viciile tale și ai început să mănânci sănătos și ai început să te uiți la dependența ta de telefon și să nu mai fie ultimul lucru pe care te uiți seara și primul pe care te uiți dimineața, când începi să te uiți cât timp petreci pe TikTok și cât ai fi putut să faci, nu știu, 30 de minute exerciții, când te uiți cât ai stat în bar cu prietenii sau nu știu ce club, când ai fi putut să citești câteva jumătate dintr-o carte, începi să faci niște comparații din astea și începi să pui mâna să schimbi. Și în momentul în care te dedici și devii devotat, da, dedicat procesului tău de schimbare și dorința ta de evoluție, de a evolua, este una din ce în ce mai puternică, o să încep să culegi și roadele, că începe să se vadă schimbarea. Asta spuneam că eu cumva acum am o direcție din ce în ce mai clară încotro mă îndrept. Este foarte important și în cartea lui Neville Goddard ne învață foarte bine cum să nu servești doi maestri în același timp. Nu poți să crezi în faptul că nu ți se împlinesc lucrurile, dar să visezi la viața aia. Nu, nu, păi tu trebuie deja să te comporți ca și când viața aia și lucrurile și direcția în care te îndrepți, deja ți-o asumi, deja te uiți atent. Băi, ce mă oprește pe mine să vibrez pe frecvența noii mele vieți? De ce nu trăiesc așa cum îmi imaginez eu că mi-aș dori și mă văd eu că aș fi mai bine acolo, nu? Păi pentru că încă sunt legat aici de niște prieteni și un cerc de prieteni care nu mă ajută, încă fac niște lucruri care mă țin pe loc, încă n-am curaj să spun ce simt, încă, nu știu, am niște vicii și un stil de viață cam leneș, încă, da? Deci trebuie să fim sinceri cu noi și să vedem unde nu dăm drumul, de ce nu putem să ne aliniem cu ceea ce ne dorim. Și spuneam că mi se cristalizează această nouă direcție din ce în ce mai mult și mă bucur că pot să împărtășesc cu voi procesul meu și așa cum l-am împărtășit până acum, îl voi împărtăși în continuare, pentru că îmi place să fiu aici ca un exemplu și nu m-am ferit niciodată să vă arăt și când am momente de cădere, că și eu fac alegeri proaste și eu mă mai împotnomolesc, dar după aia și eu zic, nu știu, forța mea de a mă repune înapoi pe picioare și de a pleca mai departe este la fel de mare, da? Și cumva reușesc de fiecare dată să mă repoziționez. Și spuneam că știu sigur că acest
sistem funcționează. De ce? Pentru că aici sunt, dovada voastră. În 2016, când am început să apar pe Facebook și pe canalul de YouTube și timid și îmi recitam poeziile și atunci nu eram, nu știam, nu nimic, da? Iată-mă, 7 ani mai târziu, am publicat 3 cărți, am ajuns să ajut foarte mulți oameni și asta dovada este, stă în mesajele pe care le primesc, oamenii care au ajuns la mine, pe care, cu care am făcut terapie, pe care i-am ajutat. Și vreau să spun și aici că sunt un om care, da, dacă ai ajuns la mine și simt că pot să te ajut, cu tot dragul o fac. Putem să avem întâlniri online sau face-to-face, așa cum convenim împreună. Sunt consilier pe dezvoltare personală. Am făcut niște cursuri prin America, pe partea de relații, pe partea de speaker transformațional. Nu sunt psiholog, nu sunt un terapeut așa cum știți voi că sunt terapeuții, dar sunt un om care poate să ajute, un om care are niște abilități și cu care anumiți oameni rezonează. Cei care au ajuns la mine mi-au spus că eu eram omul lor, au simțit că că doar eu puteam să-i ajut acolo în problema lor și am reușit și mă bucur că am putut să fac asta. Și de ce am ajuns la asta? Vă spuneam că sunt un exemplu aici. Vă spuneam că acum 7 ani nu se întâmpla nimic. Eram un învățăcel, un student. Sunt în continuare un student. Nu se termină niciodată. Dar atunci am plecat la un drum despre care nu știam nimic. Și am citit, și am învățat, și m-am dedicat, și m-am... am stat cu mine și am încercat să vindec traumele și am dat de pământ cu viciile mele și am lucrat și lucrez în continuare cu mine și iată că se văd rezultate. Iată-mă! Acum mă urmăresc foarte mulți oameni, foarte multe mesaje, cum vă spuneam, primesc foarte mulți oameni care vin către mine, cărțile mele ajută mult. Ajung pe la tot felul de emisiuni. Apropo, vă invit să urmăriți ultima mea emisiune la Terra Nova TV. Se numește Amintește-ți cine ești. Vă invit și aici pe canalul ăsta de YouTube sau pe Instagram, depinde unde vedeți filmulețul, să vă abonați, să-mi dați like, să comentați, să distribuiți dacă vă este de ajutor ceea ce spun eu. Și nu plec până nu vă reamintesc despre cartea mea, care este marea mea dorință, este ca această carte să ajungă la tine, oricine ai fi tu. Cartea asta te va ajuta în momentele grele. Deja îmi spun foarte mulți oameni cum simt ei că vindecă. Deschizi cartea, ai citit mesajul, este ceva ce se potrivește cu momentul ăla, cu durerea prin care tu treci și ți-aduce aminte cât ești de puternic. Și dintr-o dată te-ai repus pe picioare și pleci la drum cu alt avânt. Așa am scris-o, cu dorința asta, cu acest gând și atunci ea exact așa funcționează. Dragilor, soarele este soarele vostru interior. Noi nu am putea să vedem soarele de pe cer dacă această lumină nu ar exista în noi. Înțelegeți? Soarele de pe cer, și pe care l-am pus aici între paginile astea, este doar imaginea luminii noastre interioare. Ne aduce aminte că noi suntem lumină. La fel și cartea mea. Vă aduce aminte că voi sunteți lumină. Scrieți-mi pe adresa georgianadanila11@gmail.com. Scrieți-mi că mi s-a întâmplat să primesc e-mail-uri și oamenii să nu știe ce să-mi spună, decât soare sau vreau cartea. Scrieți-mi direct unde doriți să trimit cartea ca să știu ce detalii vă trimit. Pentru că majoritatea celor care o comandă sunt din afara țării. Și scrieți-mi dacă sunteți din afara țării ca să știu ce detalii să vă trimit sau dacă sunteți în țară, unde doriți să trimit eu cartea. Vă mulțumesc, vă iubesc, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc celor care mă susțin cumpărând cartea și, așa cum am spus, vă aștept și pe grupul Georgiana Danila pe Facebook și pe pagina de Facebook și pe Instagram. Sunt Georgiana Danila autor. Oriunde vă este vouă mai ușor să mă urmăriți,
cu tot dragul sunt acolo pentru voi. Vă îmbrățișez!